pornit întreaga dumneavoastră poveste cu și despre literatura centrală europeană. De la cărți, oameni sau a fost o întâlnire fastă între cele două? Bună seara, bună ziua, bună seara la, bună seara în România, bună ziua la New York. Întrebarea cu dumneavoastră mă inconfortează puțin. O să încerc să evit cuvântul ăsta în toate răspunsurile mele. Cum a pornit toată povestea pentru mine, fără doar și poate a pornit de la oameni? Citisem, desigur, autori centrali europeni și înainte, dar nu mă gândisem niciodată în termenii ăștia. Acum descoper literatura centrală europeană. N-am avut niciun proiect, niciun plan de felul ăsta. Citeam, cum să spun, citeam Kafka la fel cum îl citeam pe Albert Camus sau citeam Mario Vargas Llosa. Foarte puțin interesată de geografie. Deci, proiectul în sine, și în ceea ce mă privește pe mine, a pornit de la doi oameni. Amândoi foarte importanți, nu doar în formarea mea intelectuală, ci și în viața mea, spun vorbă mare, și în viața mea. Profesorii mei de la universitate, Adriana Babeț și Cornel Ungureanu. Ei chiar aveau un proiect legat de Europa Centrală, de literaturile din zona centrală europeană și au știut să ne atragă alături de ei în acest proiect, să ne trezească curiozitatea, să ne stârnească interesul, să ne facă să ne pasionăm de autorii Europei Centrale și nu în ultimul rând să ne pună la treabă. Deci da, totul a pornit de la oameni. Dincolo de nevoia unei etici a muncii, un proiect de o asemenea amploare și durată nu se poate face fără a fi implicat activ. Cu alte cuvinte, e nevoie de multă muncă, dar și de multă pasiune. Ce anume te-a determinat să citești și să recitești literatura centrală europeană și în mod special romanul central european? Păi, cum spuneam, totul a pornit ca un proiect de grup. Adriana Babeț și Cornel Ungureanu ne-au adus alături de ei, on board, în această fenomenală corabie care naviga apele romanului central european. A pornit ca un proiect de grup, am început să citim și să recitim împreună, să ne pasionăm împreună de autorii centrali europeni. Deci totul a început ca, de fapt ca o temă de casă. Proiectele personale au venit odată cu iubirea, cu pasiunea, cum spuneai, față de autorii pe care îi descopeream împreună. Și au fost ulterioare. În cazul meu, a fost vorba de o teză de doctorat despre Livius Ciocărlie, pe care, desigur, îl cunoșteam și dinainte, ca profesor la Universitatea din Timișoara, dar pe care am început să-l citesc și să-l recitesc cu din ce în ce mai mult interes în perioada de la 3 Europa și, da, până la urmă, acest interes a rezultat într-o teză de doctorat. Dar, în ce mă privește, a fost chiar ceva mai mult legat de recitire și de relectură. Chiar am recitit enorm, cu creionul în mână, nu doar pentru a, știu eu, scrie prefețe despre autorii pe care îi publicam în seria A treia Europa sau cât un articolaș pe aici, pe acolo, ci pentru că în toată perioada respectivă m-am ocupat direct de seria editorială de la editura Polirom, unde lucram în perioada respectivă. Deci am citit cu creionul în mână traducerile foarte multora dintre cărțile din seria respectivă. De două ori cu creionul în mână sau cu track changes, pentru cei care știu ce înseamnă asta. Și să rămânem puțin la relectură. A reciti înseamnă, așa cum ne spune Matei Călinescu, nu doar a citi încă o dată, ci și a citi din nou ca și când ar fi prima dată, așa cum ziceai tu mai devreme, cu creionul în mână. Cum au influențat dialogul și munca în echipă, felul în care ai înțeles și ai recitit literatura centrală europeană lucrând la dicționar? Mă amuză citatul din Matei Călinescu, pentru că am și eu un citat, nu chiar un citat, dar aproape un citat la schimb, că tot vorbeam de Livius Ciocărlie, despre care mi-am scris teza de doctorat. De la Livius Ciocărlie am învățat că
până la urmă orice recitire este o citire la prima vedere. Și mai mult decât atât, chiar a te reciti pe tine însuți înseamnă de fapt a te citi ca și cum te-ai citit prima oară. Revenind la proiectul A Treia Europa, cum s-a spus, am spus și eu de atâtea ori, lucrul cel mai important în ceea ce privește acest proiect este faptul că a fost un proiect de grup. Că am lucrat cu toții împreună, că am descoperit împreună acești autori, că am discutat tot timpul despre ei, ceea ce desigur ne-a ajutat să-i înțelegem mai bine, dar a creat și un soi de emulație. Dincolo de solidaritatea de grup, a fost un soi de emulație și deci lucrurile au mers ca unse multă vreme. Ce vreau să spun înainte de a încheia este că mi-aș dori foarte mult ca acest dicționar care va apărea în curând să ducă mai departe ceea ce grupul A Treia Europa și proiectul A Treia Europa a început. Dacă pentru noi acest proiect a însemnat descoperirea mai aprofundată a unei literaturi, a unor literaturi, ale țărilor din jurul nostru, din imediata noastră apropiere, cum ar spune domnul Ungureanu, ar fi extraordinar ca dicționarul să funcționeze în același fel, pe o scară desigur mult mai mare, pentru toți cititorii pe care va putea să-i atragă. Deci să facă posibil ca mult mai multă lume să se apropie de această literatură, de aceste literaturi, să le descopere și să învețe să le iubească. Privință în care, aș vrea să mai adaug un lucru, cred că proiectul vostru de acum, al Bufnițelor, ceea ce faceți voi pentru acest dicționar și implicit pentru literatura centrală europeană, este extraordinar. Pentru că voi încercați să duceți, și sper să reușiți, acest proiect de grup mai departe, deschizându-l de fapt spre un public mult mai larg, spre comunitate, spre o comunitate. Încercați să creați în jurul acestui dicționar, deci în jurul acestei pasiuni, o comunitate mult mai largă. Vă doresc din toată inima succes! Mulțumesc!